Suntem din nou în studioul postului televiziunii 24 Plus, invitat, iată, este domnul Cornin Ștefănescu, cu niște cărți extraordinare, nu știu cât vom mai reuși să mai arătăm din mai arăt câteva, această emisiune. Mai arăt câteva gravuri, mai arăt că sunt... Dar mai revenim. Deci rămăsesem la manipulare și la rolul femeii în arta spionajului. Sigur că femeia practică cea mai veche meserie din lume, dar vreau să zic că este mai important un amănunt. Sunt unii mai extremiști, sunt unii misogini care spun, domnule, femeia este o curvă, a spus-o și Napoleon. Dar nu trebuie uitat că este mai inteligentă decât bărbatul și mai bine organizată. Și cei mai mari spioni, cei mai mari conducători de agenții de spionaj, inclusiv din epoca asta, vorbesc de secole 17, 18, 19, au fost femei. Și să ne uităm de maxime celebre, maxime, oameni foarte importanți, care au confirmat clar realizările pe care o femeie le-a făcut în ceea ce privește arta spionajului. Aici este o altă poveste, n-am să mai spun decât pe scurt. Asta este o poveste care se lasă cu victime, inclusiv ea. Miza atât de importantă este financiară, ea obține toate informațiile, dar la rândul ei scapă un amănunt din vedere. Chiar îi place personajul pe care l-a sedus și îl lasă în viață. Adică în contextul respectiv nu comandă dispariția personajului după ce l-a sedus toate informațiile. Lăsându-l în viață, el este arestat, ajunge la Ogna și se va întoarce și cu prețul vieții lui o va ucide pe ea, fiind foarte bogată și în mijlocul unui bal, unei recepții. Sunt tot felul de chestii siropoase, plânsul la comandă tocmai pentru a impresiona și accidentele care se mai întâmplă din când în când, iată, curtezanele, este o chestie care, asta este, puneți bilă neagră ce puneți aici, trebuie arătat această gravură, prima formă de chiuretaj, da? Tot felul de felceri în felul de cartiere rofamate, unde aristocrația venea când aveau astfel de accidente, deci femei importante, duceau alte femei importante la astfel de felceri, pentru că în timpul spionajului se întâmplau și incidente de genul ăsta. Sigur, sunt foarte multe cărți legate de importanța femeii. În lucrarea pe care am prezentat-o înainte din colecția Ducesei de Berry, care are și autograful autorului, aici este foarte important de văzut, este povestea, istoria Maria Antoaneta. Toată această lucrare, spre deosebire de alte lucrări, este favorabilă Maria Antoaneta. Uite-te, de exemplu, arată până și o hartă a budoarului cu coridoarele secrete în care se întâlnea cu anumiți oameni. Dacă poți de un mic cadru așa, din când în când, că tot vorbesc, să vadă și lumea despre ce vorbesc. Altă lucrare foarte importantă, uite, Josephine. Aici... Josephine Becker sau Josephine al Napoleon? Nu, Josephine împărăteasa. Josephine împărăteasa. Iată că este un tiraj de 400 de exemplare. Ăsta este exemplarul 293. Se spune că este pe hârtie specială de mare. Totul este la comandă făcut. Are foarte multe, foarte multe gravuri. Și în această lucrare, la fel, împărăteasa este lăudată pentru întreaga ei carieră politică. Iată un element foarte nou. Este singura lucrare care vorbește despre cariera politică a împărătesei și importanța pe care a avut-o ea alături de împărat. Ce a făcut? Sigur că aici chiar și unele chestiuni istorice legate de dispariția unor personaje, de exemplu, în condiții destul de ciudate, despre decese, despre răpiri, sunt voalate. Tini să crezi că toate sforurile așa la un moment dat duc undeva foarte sus și foarte în vârf. Dar după evantoiul acela elegant din dantelă și după ochii aceia luminoși și calzi, ți privești o femeie inteligentă, dulce, șarmantă și juri că ai de-a face cu un anger. Cu un poate înger. Facem odată o emisiune de rolul femeilor văzut prin cărți în istoria României, că da, un subiect da, extraordinar, este foarte încă din vechime și până în prezent. Terminăm emisiunea cu o lucrare despre domnișoara de Maupin, una dintre importantele curtezane ale epocii, dar și într-o legătură superbă. Este un volum din cele cinci, deci s-au scris cinci volume de nivelul ăsta, și este o editură la 1883 despre
aventurile, acțiunile, spionajul unei tinere domnișoare din aristocrație cunoscute. Deci 5 volume de 350 de pagini fiecare, doar ce este cunoscut, nu ce este necunoscut. Cartea port în timpul vieții ei, când ea era destul de în vârstă, și se spune că citind-o a făcut o remarcă. N-ați scris nici măcar 1% din ceea ce aș putea să vă explic eu. Mulțumim mult invitatului nostru. Promitem să îl mai chemăm la emisiuni. Timpul acordat emisiunii noastre, iată, a expirat. Stimați telespectatori, noi vă așteptăm în fiecare miercuri și joi la ora 17, în reluare la ora 23, la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. La revedere, pe curând!